Viața omului este ca anotimpurile anului, fiecare perioadă cu frumusețile și farmecul ei. Bună dimineața, matinalii mei! Astăzi ne calcă pragul un boboc de domnișoară tânără, cochetă, cu aspirații mari la o carieră muzicală, a venit la matinal măgureanul Alexia, însoțită de sorici Constantin. Bună dimineața, cu drag, și bine ați venit! Sărbile! Cu emoții? Fără emoții, dragii mei, mă bucur tare mult să vă am în această dimineață și așa pentru cei de acasă să le facem cunoscută, mai cunoscută prezența voastră, cu cine au de a face. Vă rog, domnul profesor. Eu sunt profesor de filozofie la Liceul Constantin Brâncoveanu din Horezm. Am o vechime destul de mare numai la această unitate școlară, de 47 de ani. Sunt la acest liceu. Deja am vârsta de pensionare, dar sunt în minutele de prelungire, să foarte zic bine. Așa. Și am avut plăcerea ca în fiecare an să fac un proiect drag așa sufletului meu și am ajuns să colaborez și cu tânăra interpretă Alexia Măgureanu. Bun, Alexia, tu de cât timp și cum ai început să cânti? Ia spune-ne. Doamna mea învățătoare a descoperit acest talent în când era mai mică. Și la ce vârstă? Pe la 6-7 ani. 6-7 ani? Da. Și acum ai 15 ani. Da. Deci ai ceva activitate în acest domeniu. Da. Dar, Alexia, de ce ai ales să cânti muzică ușoară și nu populară? Majoritatea acum cântăreților aleg muzica populară. Tu ai ales muzica ușoară. Da. De ce? Mă face fericită și asta ascult eu de obicei. Nu place atât de mult muzica populară. Am înțeles, și domnul profesor îți compune textul, da? Da. Sunt tare curioasă, domn profesor, să văd ce ați făcut dumneavoastră acolo și cei de acasă, dar până a vă asculta primul videoclip muzical, vreau să vă invit, dragii mei, matinal pe pagina noastră de Facebook, Antena 3 Vâlcea, să ne dați un like sau o distribuire sau dacă aveți întrebări pentru invitații mei. Și de asemenea vă așteptăm și pe Instagram și pe YouTube, pe toate rețelele acestea de socializare. Vă stăm la dispoziție și vă dorim așa o dimineață cu zâmbet. Știți, urarea mea de fiecare dată că fără zâmbet avem acel chip trist și nu e ok, că atunci când zâmbim suntem mai frumoși. Vreau să vă întreb ce vă place, în afară de a sta cu familia, aveți pasiuni? Ce pasiuni are invitatul sau invitații în afară de muzică la tine, Alexia, și la dumneavoastră? Muzica este o pasiune, ascult foarte multă da. Muzică pe calculator și... Pescuitul, nu știu, vânătoarea, plimbări, călătorii, cu prietenii, o băută. Sport, tenis de masă, frumos, tenis de câmp. Și sunt un telespectator fidel al posturilor de televiziune de sport. Sunt foarte pasionat frumos. De Real Madrid. Deci dumneavoastră cu ce echipă țineți? Real Madrid. Oho, să trăiască! Iar tu, Alexia, cu ce pasiune ai tu? Ce îți place să faci în timpul liber? Îmi place foarte mult și să citesc. Da? Da, și să ascult muzică. Cărți de care? De dragoste, romane? De romane, fantasy... Da? De dragoste, da. Foarte frumos. Și așa cu prietenii, să mergeți la un film. În fiecare weekend mă întâlnesc cu prietenele mele, dormim pe la... Una pe la alta. Pe la alta. Vă povestiți de ale voastre întâmplă. Ascultăm muzică, dansăm. Am înțeles. Pe cine apreciezi tu din muzică, mai Alexia? Din România, internațional. Mai mult ascult muzică internațională. Uh-huh. Și pe cine apreciezi? Ca și cântăreață sau artist? Artistă sau artist? Ascult foarte mult Harry Styles. Frumos! Măi, Alexia, măi, dar ce gusturi interesante! Să știi că te felicit și ai tot respectul meu. Ai o educație foarte frumoasă primită de la părinții tăi. Mama ta este aici alături de noi. Mulțumesc din suflet și ție și domnul profesor pentru frumosul buchet de flori pe care mi l-ați adus în această dimineață. Hai să vă mai las să ne acomodăm așa eu cu voi și voi cu mine și să-l ascultăm acum pe colegul nostru cum stăm cu gradele în termometre.
Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării se vor înregistra ploi de scurtă durată în centrul și nordul țării. Vântul va sufla puternic în Carpații Orientali la altitudini mari, unde rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră, iar în rest va bate slab și moderat cu intensificări pe arii restrânse și la viteze mai mici. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița. Între minus 15 și minus 8 grade Celsius, masivul Cozia între minus 13 și minus 4 grade Celsius, Horezul între minus 6 și 3 grade Celsius, Brezoi între minus 5 și 4 grade Celsius, Voineasa între minus 8 și 0 grade, Câineni între minus 6 și 2 grade, Băile Govora între minus 4 și 4 grade, Olănești între minus 7 și 1 grad, Călimănești între minus 5 și 4 grade, Drăgășani între minus 2 și 5 grade, iar în Râmnicu-Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între minus 4 și 5 grade Celsius. Alături de mine, doi oameni frumoși, cu povești interesante, vorbim de muzică ușoară astăzi. Nu mai avem muzică populară, așa cum v-am obișnuit în fiecare dimineață, cu foarte mulți artiști veniți de departe și vreau să-i întreb așa, ca să scăpăm de aceste rubrici specifice matinalului, ce zodie sunteți? Domn profesor. Eu sunt în zodia peștilor. Și evident, este legat de o anumită sensibilitate. Sunteți o persoană sensibilă? Da. Și ca și defecte? Cred că prea multă încredere în oameni. Și, bună asta. Și cred că uneori e o stare de nervozitate. O aveți dumneavoastră, mie da. Mi se pare că sunteți foarte calm, foarte carismatic. Nu ați zice nici o secundă că sunteți vă supărați sau vă enervați. Nu, poate o stare interioară. Am înțeles. Iar tu, Alexia, cum ești? Eu sunt zodia Fecioară. Fecioară. Și cum te vezi tu ca persoană? Domnule, nu prea am încredere în oameni. Nu, Alexia, așa de micuță și nu ai încredere? Păi de ce? Cine te-a dezamăgit așa de mică? Păi până o să ajungi la vârsta noastră, ce o să faci? Bine, nu îți zice eu că-s bătrână, dar mă rog, așa. Câte dezamăgiri avem zilnic, de la viață, de la oameni, de la muncă, de la tot. Ce facem? Da, lasă, cu zâmbetul pe buze, nu le pune la suflet. Eu dau sfaturi, știți, sunt bună la sfaturi, știți, ca toți alții, dar să le pun în practică e mai greu. Deci calități, defecte, ce crezi, ce mai consideri tu despre tine? Sunt... timidă? Da. Rușinoasă? Da. Astea-s calități, Alexia, să nu le pierzi niciodată. Pentru că, într-adevăr, oamenii profită în momentul când văd că ești o persoană timidă, când te văd o persoană bună. Dar să știi că acolo sus, dacă tu ești un om bun, cineva o să te iubească și o să aibă grijă de tine tot timpul. Berbec. Pe nativii berbec îi atrag călătoriile. Puteți începe să vă faceți planuri cu prietenii, însă ar fi bine să fiți atenți la ce hotărâri luați în ceea ce privește finanțele. Taur. Taurii sunt ambițioși și vor reuși să rezolve tot ceea ce își propun astăzi. În plus, sunteți foarte energici, dar asta poate fi epuizant pentru ceilalți. Încercați să vă concentrați atenția pe activități sportive. Gemeni. Gemenii sunt bine susținuți în sectorul socializare. Veți avea succes în proiectele voastre, iar cei din jur vă admiră pentru creativitatea și ambiția de care dați dovadă. Pe scurt, sunteți o sursă de inspirație. Rac. Munca le poate da racilor bătăi de cap, însă nu ar trebui să se lase influențați de acest aspect. Dispuneți de abilitățile care vă pot ajuta în orice situație stresantă, așa că axați-vă pe chestiunile importante. Leu. Nu este un moment prielnic pentru lei în a-și face planuri de călătorii și vacanțe. Concentrați-vă mai mult pe realizările profesionale. Fecioară. În cazul fecioarelor, eficiența este necesară astăzi. Aveți tendința să vă pierdeți în detalii, ceea ce poate fi frustrant pentru ceilalți. În plus, aveți multe sarcini de dus la capăt, așa că încercați să vă concentrați pe ele. Balanța. Balanțele sunt foarte bine aspectate în zona relațiilor. Este o zi bună pentru a socializa sau a pregăti surprize plăcute celor dragi, în special persoanei iubite. Scorpion. În schimb, scorpionii sunt foarte pasionali, iar modul în care își exprimă părerile s-ar putea să-i deranjeze pe cei din jur. Încercați să aveți grijă atât la emoțiile voastre, cât și la ale celorlalți. Săgetător. Săgetătorii sunt încăpățânați și vor să facă lucrurile cum vor ei la serviciu. Iar acest aspect vă poate face să păreți certăreți. Ar fi bine să apelați la răbdare și diplomație.
Capricorn. Instinctul capricornilor nu greșește astăzi. Indiferent dacă vorbim de sectorul carierei sau cel sentimental, bazați-vă pe vocea interioară. În plus, înainte de a lua decizii majore, trebuie să vă faceți ordine în gânduri. Vărsător. Vărsătorii vor să-i impresioneze pe cei din jur. Mai mult de atât, este o zi bună pentru a da curs unui proiect sau pentru a vă îndeplini dorințe. Pești. Ambiția este cuvântul ce-i definește cel mai bine pe nativii pești. Acest lucru vă va aduce rezultatele profesionale mult așteptate, însă ar fi bine să acordați mai multă atenție modului în care vă exprimați. Am ascultat și zodiacul prezentat de colega mea, iar acum vreau să o întreb așa, Gale, pe Alexia, la ce școală ești, draga mea? Sunt la școala Constantin Brâncoveanu din Hărezu. Și domn profesor, ți este și profesor acolo sau da, doar pe partea aceasta muzicală colaborați? Este și profesor de logică și psihologie. Oh, ce frumos, domn profesor, sunteți și de psihologie? Da. Ce frumos, este ceva ce mie îmi place tare mult, psihologia o iubesc, îmi plac foarte mult cărțile de psihologie, să cunosc oamenii, să le înțeleg, nu știu, e acesta non-verbal, cum se numește? Limbajul non-verbal. Non-verbal, că nu-mi venea. Și îmi place tare mult să înțeleg oamenii, pentru că dacă îi poți înțelege pe cei din jur, atunci capeți și tu o liniște interioară. Am dreptate sau nu prea? Păi și în meseria dumneavoastră cred că sunteți un fel de psiholog. Trebuie să-i cunoașteți pe oameni și să pătrundeți în sufletul lor. Asta încerc, domn profesor. Unii se lasă descoperiți, alții au așa, își pun un zid. Se ecranează. Și, da, și este mai dificil. Și eu, la rândul meu, încerc să transmit atât celor din de acasă, cei care ne urmăresc, este mai greu atunci când prezinți în fața camerelor decât atunci când prezinți pe o scenă în fața unui public. Este mai ușor în fața publicului pentru că ai oameni, îi vezi, le vezi mimica feței, le vezi... Simți energia, exact, lor. Așa trebuie să-mi imaginez eu acolo, cum se uită la mine și cum trebuie să intru, e mai complicat. Dar cu invitații totul ține de fiecare în parte, cum se lasă să-l descos eu sau nu. Cum este Alexia la școală, domn profesor? La logică este un elev perfect. Asta un elev de media 10. Fizionomia ei cam asta spunea și mie. Da. Un elev foarte bun, cu care colaborez foarte bine, nu numai în partea muzicală, ci și la școală. Am reușit să o cunosc de foarte mult timp, cu prilejul unei lansări de carte. Ea a venit să cânte un cântec pentru cea care își lansa cartea la evenimentul care se desfășura undeva la zilele liceului Brâncoveanu. Și cum eu de obicei îmi fac anual câte un proiect legat de disciplina mea, eu obișnuiesc să fac un proces al filozofiei sau un spectacol pentru ultimul curs de filozofie. Am invitat-o pe Alexia să cânte în spectacolul meu, Mama Mia la liceu, da. Un spectacol în care 20 de melodii ale trupei ABBA au fost traduse de mine în limba română și adaptate în limba română și două dintre aceste melodii le-a cântat atunci Alexia și a ieșit un spectacol foarte frumos, foarte apreciat și am continuat colaborarea. Eu sunt pasionat de Oscar și am ascultat, an de an, ascult toate melodiile care sunt propuse pentru Oscar. Și anul trecut, o melodie islandeză, Húsavík, vorbea despre locurile natale. Și am zis că mie mi se pare că vorbesc versurile respective despre Horezu și o vedeam pe Alexia cântând un cântec despre Horezu, pe aceste versuri adaptate de mine și așa a ieșit o melodie foarte cunoscută, Orașul meu. Ce frumos! Și se bucură așa de un real succes? O mai trebuie multă muncă de promovare, știți cum este? Da, trebuie și multă muncă de promovare. Am văzut, noi ne-am propus atunci ca să avem așa în jur de 5.000 de vizualizări și am ajuns la aproape 4.000 de vizualizări de când am lansat, de ziua ei, am lansat melodia, aceeași zi cu ziua orașului Horezu. Ziua atestării documentare. Și s-au potrivit aceste evenimente, s-au legat și... Și a ieșit un lucru minunat, ca să facem și ziua dimineții. Da, da. Foarte frumos. Păi știți cum este acum, Alexia, o să ai tot timpul din lume să-l promovezi. Da. Trebuie să mergi la emisiuni și mă bucur tare mult că eu în această dimineață am un copil atât de frumos ca tine, o adolescentă, o domnișoară, că nu mai ești copil acum, să fim sinceri.
Dar sufletul să ne rămână veșnic copil acolo în sufletul nostru, pentru că este important. Dacă nu mai suntem copii în interiorul nostru, atunci îmbătrânim cu de adevăratele, nu, domn profesor? Da. Ce planuri aveți, Alexia, de viitor? Ce-ți dorești tu? Unde vrei să ajungi în această carieră muzicală? Îmi doresc să devin cântăreață sau profesoară de canto. Acolo vrei tu să dai mai departe la facultate? Sau vrei să urmezi altceva? Mai mult aș vrea să fiu un hobby muzica. Ok. Și să trec pe... Și unde te vezi tu ca și facultate? Nu știu, vrei să devii, nu știu, medic? Îmi place foarte mult să călătoresc. Ei, uite, poate pe partea aceasta, da. Profesoară de geografie, sau ghid turistic. Da, ți-ar plăcea? Da. Oricum, ai tu mult timp de acum înainte, știți cum este, domn profesor. Da. Plecăm, terminăm liceul, eu cel puțin așa am făcut, am terminat liceul, am dat la facultate și am mai stat așa și m-am gândit și am renunțat, zic, nu e bună pentru mine, fac altceva. Și am luat-o de la capăt și tot așa, că așa e în viață, nu trebuie să te grăbești, trebuie să le calculezi, să le faci cu cap și apoi rezultatul este pe măsură. Dacă le faci pe repede înainte, s-ar putea să-ți, să nu fie bine și să iei iar de la zero. Ce materie preferată ai, Alexia? Îmi place foarte mult geografia. Asta mi-ai spus, da. Și altceva? Și... nu am neapărat o materie preferată. Muzica. Îmi place foarte mult și engleza. Da. Și mă descurc destul de bine. Iar la ce te uiți tu cel mai des pe internet? Ce îți place să vizionezi? De obicei îmi place să mă uit la vloguri amuzante și de la care pot să învăț diferite lucruri. Foarte interesant. Iar ca și concursuri, pe unde ai mai participat, Alexia? Prin aproape toată țara. Am fost și la un concurs în Turcia, pe care l-am câștigat la un concurs din București. Și de care ești tu cea mai mândră și care ți-a rămas așa în sufletelul tău? De concursul din Turcia și un concurs din Sibiu, capitala muzicală. Oh, ce drăguț, foarte frumos. Domn profesor, ați fost cu ea? Mama ei este cea care o însoțește și fac eforturi părinții Alexiei foarte mari pentru a o susține. Ca de altfel toți părinții se chinuie, da, să le ofere tot ce este mai bun și o pup de aici de la distanță și îi felicit pentru tot ceea ce fac pentru fata lor. Este foarte important să le fie aproape copiilor, să-i susții și să-i îndrum pe un făgaș al normalității, al independenței, pentru că altfel ajung să facă, să ia pe căi care nu sunt ok, grijă iarăși la anturaj, cum mai este vorba aceea. Dar cu ajutorul bunului Dumnezeu sunt sigură că, cu siguranță, nu că sunt sigură, cu siguranță vei avea un real succes, Alexia, în tot ceea ce vei face tu, dacă vei munci și vei fi harnică, o să reușești. Bun, domn profesor, mai aveți și alți copii pe care îi susțineți, la fel cum o susțineți pe Alexia sau doar pe ea? În spectacolele mele, de care vorbeam, da, spectacolele curs final de filozofie, folosesc un ansamblu foarte mare de copii. Am vreo 20 de dansatori, 10 cântărețe, un cor care acompaniază pe cei care sunt soliștii principali. Aș aminti pe Ioana Șandru, dacă... Sigur că da, este cunoscută. Prietena mea, cum să da, nu a fost diriginte în clasa 9-10 și am promovat-o. Sigur, a fost Ioana și țin foarte mult la ea, este parte extraordinară. Dar este greu să lucrați cu ei, domnul profesor, și mai ales că faceți foarte multe, adică foarte, foarte multe, și dansul, și cântec, și profesor. Eu văd talentul lor și ansamblez. Ce sunt drăguț! Sunt de regizor, să zicem așa, deși sunt profesor de filozofie, foarte mulți zic că nu prea este potrivit așa pentru genul acesta de disciplină. Am pornit la ideea aceasta că trebuie să fie ceva festiv atunci când ne luăm la revedere cu elevii de clasa 12-a. Pentru Alexia, de asemenea, am un proiect în continuare. I-am adaptat 10 melodii, am făcut 10 cover-uri pe melodii foarte cunoscute și vrem să facem un proiect Cântecele străzii. Deci,
Vreau ca Alicia să fie un fel de Ali Sherlock. Oh, da, ce frumos, ce comparație frumoasă, da? Chiar merită. Și să filmăm, să promovăm spectacolul respectiv, iar pentru în momentul în care eu o să ies la pensie, să zic așa, chestia asta, deci am un spectacol, un proiect care se numește Bunicul. Bunicul. După Boniem, Dedicul, Bunicul. Cu toate melodiile de la Boniem adaptate în limba română. Domnul profesor, sunteți așa un profesor foarte cool. Cum ați ajuns la acest secret de a vă apropia de elevi? Care este secretul? Mulți profesori sunt așa foarte duri și îi timorează pe elevi și le frică de... Vreau cum ați intrat așa în altă șansă lor? N-aveam. N-aveam altă șansă decât să fiu foarte cool, să fiu foarte apropiat de ei, să înțeleg, să fac ceea ce le place. Și excursii, și spectacole, și serbări, și... Ah, dar și am un profesor, da. Așa? Și așa m-a atras. Am zis, am o vechime foarte mare, am și o experiență de câțiva ani de învățător, pentru că am făcut liceu pedagogic aici la Râmnicu Vâlcea și cred că mi-a folosit foarte mult în cariera de profesor acea educație pe care am primit-o la liceul pedagogic. Și eu am fost tot acolo, dar 1-8. Da. Da. Este un liceu foarte bun. Da. Și lucruri pe care le-am învățat de-a lungul timpului, le-am aplicat, am câștigat experiență și din văzând că lor le plac anumite lucruri, am continuat să le facem. Dar în toate domeniile, oricum filozofia este apropiată și de muzică, și de dans, și de ritm, și de arte plastice, de sport. Poate mă mai ajuta și pe mine pe partea asta de filozofie. Încerc să aduc în atenția telespectatorilor tot ce este mai bun pentru că merită și nu vreau niciodată să vă plictisesc, dragii mei, vreau să fiți întotdeauna activi. Îmi place că începeți cu poezie, da? Corect. Muzică, corect. Și poezie sunt singurile lucruri care, să zicem, bucură sufletul. Restul cred că se apropie mai mult de mici vulgarități. Dar aici nu există niciun fel de... Niciodată în emisiunea mea nu mi-am dorit să promovez vulgaritatea sau lucrurile care... Nu era vorba de emisiune. În general, am deci înțeles. Am absolutizat poezia și muzica. Clar, combinația perfectă pentru o dimineață, da. Impecabilă. Bun, eu zic să facem în felul următor, domnul profesor și Alexia, cu permisiunea dumneavoastră și în atenția dumneavoastră, dragii mei telespectatori, să vă dedicăm videoclipul muzical al Alexiei, să vedem ce voce frumoasă are și cum se prezintă ea în acest videoclip. Așadar, și prin urmare, te ascultăm, Alexia, în videoclipul tău. Pierdută în lumea mare, ce m-a măgit mereu. Cred din nou. Cred că inima nu are loc să-i fac sub cerul tău. Ea nu minte și mă strigă, hei, ce motiv să ai printre străini să stai? Nunții mei, un cocoș îmi țipă, în pădure adânci și un cer mă strigă. Unde-i casa ta? Unde-i casa ta? Cred că am spus-o clar și vreau să se știe. Vreau izvor curat să beau apă vie. Dai
orașul meu, ce voce puternică, Alexia, te felicit din suflet. Mulțumesc. Ești extraordinară. Îți iubești orașul și de ce? Da, îmi iubesc orașul, are niște peisaje superbe și oameni frumoși. Vrei să rămâi în oraș, la aici, la Horezu, sau vei vrea să te muți când vei da la facultate, eu știu, la București? Da, la facultate o să mă mut în București. Și bănuiesc că acolo o să rămâi, adică nu o să te mai întorci aici, da. Am înțeles. Vei avea acolo urcușuri și coborâșuri de Alexia, da. Să ai grijă de tine, viața cam așa este. Trebuie să fii foarte puternică și indiferent dacă ți se vor închide uși în față, tu să mai deschizi geamul și să intri, să nu renunți niciodată, bine? Da. Domn profesor, vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Eu vă mai aștept cu tot dragul în viitorul apropiat pe la noi, fie că mai aveți proiecte cu Alexia și de altfel ne-a spus că mai aveți, sau și alți copii, dacă mai aveți talentați, vă aștept din suflet, pentru că faceți o treabă extraordinară. Mulțumesc mult! Dacă aveți de încheiere, urări pentru salutări, pentru persoane dragi, colegi, alți profesori, familie, nu știu. Eu le-aș ura sărbători fericite tuturor elevilor de la Brâncoveanu. Sunt acolo 2000 de elevi care mă cunosc toți și care mi-au dat energia necesară pentru tot ce am făcut în această carieră de profesor și aș vrea să o salut și pe soția mea care mă susține în toate proiectele mele. O salutăm și noi, iar tu, Alexia, colegi, prieteni. Vreau să salut prietenele mele, grupul meu de zuze. Și după domnul profesor, acolo să aștept o pilă bună. Și mulțumesc mult domnului Sorici pentru că m-a ales să cânt melodia orașul meu. Bun, ca de final știi foarte bine că am, nu știu dacă ați urmărit până acum, eu am un citat motivațional, Karma Matinalului, așa că te invit să extragi, vezi că e o două, ai greșat, așa, domn profesor, Karma Matinalului, așa se intitulează și sunt tare curioasă să vedem ce vă rezervă acest citat în această dimineață pentru fiecare în parte. Domn profesor, vedeți sau vă ajut? Poate văd, văd, da. Dacă nu vă ajut, un citat din Mahatma Gandhi: indiferent ce faci în viață, va fi nesemnificativ, dar e foarte important să o faci. Ah, ce frumos, ce citat! Iar tu, Alexia? Primul om care a preferat să înjure decât să dea cu piatra poate fi considerat inventatorul civilizației, Sigmund Freud. Ai, uite cine știe, domn profesor, vedeți ce citate frumoase v-am dăruit în această dimineață. Îmi place acest nesemnificativ. Cum l-ați? Înseamnă totul. Cum l-ați? Înseamnă totul. Înseamnă totul. Nesemnificativ poate pentru alții și este totul pentru mine. Corect, așa este, domn profesor, vă felicit și să rămâneți la fel de un om fain. Sunteți un om care transmite o energie pozitivă, un om care face lucruri foarte frumoase pentru comunitate, pentru adolescenți, au nevoie de susținere și vă felicit din suflet pentru asta. Vă mulțumesc mult! Iar tu, Alexia, un succes acolo, unde, indiferent de unde te vei duce, să fii o luptătoare, bine? Da! Dragii mei matinali, eu, Mădălina Mitu, ne luăm rămas bun de la această zi frumoasă. Sperăm că această dimineață am adus în atenția dumneavoastră o invitată așa pe măsură și un domn profesor de calitate, așa cum ar trebui să fie toți profesorii pentru toți elevii. Vă doresc să faceți lucruri care vă fac fericiți.